Desemnarea lui Victor Iacobescu s-a făcut de către conducerea organizației municipale cu unanimitate de voturi. Popularii susțin însă că el corespunde profilului de candidat dorit de Slătineni, fapt ce reiese din rezultatele unui sondaj de opinie în care Iacobescu se situează pe poziția secundă după candidatul PSD Emil Moț. Ce-l recomandă pe Victor Iacobescu pentru funcția de candidat la primăria Slatinei? Îl cunosc de foarte mult timp pe Victor Iacobescu și vreau să vă spun că la această oră se încadrează strict pe profilul candidatului agreat de către locuitorii municipiului Slatina și am să vă spun și de ce. Este un om corect, este un om inteligent, un om care vine dintr-un mediu în care oamenii trebuie să fie oameni, un om care nu-și dorește altceva decât să demonstreze valoarea pe care o are. Deși nu a lucrat în administrație, reprezentantul popularilor în bătălia electorală de anul viitor susține că va veni în fața slătinenilor cu un program electoral cu obiective exacte. Acesta va fi construit astfel încât să răspundă principalelor probleme ale comunității. Care sunt principalele trei probleme ale comunității slătine? Vorbi mai întâi despre problema pe care o are primăria, în primul rând de credibilitate, și noi ne vom axa pe transparență în momentul în care vom ajunge la conducerea primăriei, iar această transparență se va reflecta în licitații afișate online cu prezența membrilor presei, în așa fel încât să nu mai existe întrebări referitoare la anumite devieri ale banilor. O altă problemă pe care am identificat-o este aceea a locurilor de muncă. Din câte am înțeles, sunt aproape de 1000 de cereri înregistrate la AJOFM și astfel vom, noi echipa considerăm că trebuie să existe o colaborare mai mare între primăriere, Consiliul Local, respectiv reprezentanții AJOFM, în așa fel încât să găsim cele mai bune soluții. Ziariștii prezenți la conferința de presă au făcut cunoștință și cu candidatul partidului la funcția de primar al Scorniceștiului. Liderul Popularilor Olteni a promis că în perioada următoare va face cunoscute numele celorlalți candidați în ordinea stabilirilor.